Luni 16 mai, la București, a avut loc la sediul Federației Române de Handbal tragerea la sorți a meciurilor din semifinalele Cupei României. Alături de HCM Roman, care a trecut miercuri în sferturi de SCM Craiova cu scorul de 28-23, în urne s-au mai aflat CSM București, HCM Baia Mare și Dunărea Brăila. Sorții au decis că adversara din semifinale a handbalistelor romașcane antrenate de Florentin Pera și Viorel Lazăr să fie Dunărea Brăila. Așa cum am spus, HCM Roman este capabilă să se bată cu orice echipă. Am demonstrat-o și în campionat, acolo unde am reușit jocuri bune, cu toate cele trei celelalte finaliste. Sigur că aparent e un adversar mai facil, însă trebuie să ne mobilizăm, trebuie să ne dăruim în totalitate pentru a reuși să jucăm din nou o finală de Cupa României. Turneul semifinal de tip Final Four al Cupei României va avea loc vineri și sâmbătă 20 și 21 mai la Cluj. Prima semifinală dintre CSM București și HCM Baia Mare va începe vineri la ora 17, în timp ce HCM Roman va înfrunta Dunărea Brăila vineri de la ora 19:15. Finala mică este programată sâmbătă de la ora 15:30, iar finala Cupei României va începe sâmbătă la ora 18. Toate partidele vor fi televizate de Digi Sport. În sezonul recent încheiat al campionatului Ligii Naționale, HCM Roman a învins pe teren propriu Dunărea Brăila în tur cu scorul de 21-18, în timp ce Dunărea și-a luat revanșa în retur în ultima etapă învingând cu 21-15.